Bună ziua, bine v-am găsit! Suntem pe data de 20 aprilie 2024 și vremea arată binișor. Asigură albinei câteva ore de zbor, mai aduce polen, mai echilibrează și ea cuibul. Și astăzi am venit să introduc foaie, dar la ăștia mari. Nu era necesar să introduc, dar am la dispoziție două foi și am zis hai că să fac un filmuleț cu acest lucru și cum le introduc eu, mai ales că ne paște câteva zile reci. Dar înainte de toate, nu uitați să accesați link-urile din descriere. Acolo găsiți diferiți sponsori ai canalului. Unul dintre ei, de exemplu, se ocupă cu tot ce are nevoie un autovehicul, mașini mici și așa mai departe. Dar să trecem la ale noastre. Așa, deci aici este o colonie care este relativ încheiată. Până în 12 rame care se întinde până în această zonă. Deci este o colonie destul de mare. Ia să văd, eu l-am încheiat, mai are ceva rame de după diafragmă pe aici. Da. Deocamdată stă în cuibul ei, nu este exagerat de extins. Nu o să-l deranjez prea tare, deci nici nu umblu în zona borcanului. O să umblu doar în ultimele 2-3 rame aici. În această zonă mă interesează. Bun, aici mai are rezerve de mâncare, în caz că s-ar întâmpla cu astfel de colonie să rămână fără mâncare. Dacă ar ploua mai mult sau s-ar întâmpla ceva, atunci această colonie ar avea destulă hrană. Da, să vi arăt și rama cu mâncare ca să înțelegeți despre ce e vorba. Iată, asta e o ramă cu mâncare, cu păstură. Are rezerve de păstură în această zonă, foarte fain. Deci această colonie nu se oprește pe vremea în care este frig. Acum cel mai greu lucru al meu este să scot o ramă de aici. Asta este cea mai grea misiune a mea, de a scoate o ramă din această zonă. Ușor așa, să slăbesc o ramă și să văd ce se află pe această ramă, fiindcă foarte multă mâncare, foarte multă miere, fiind o colonie mai puternică, are miere. Ce mă interesează să văd dacă a venit matca aici, da? Deci iată câtă miere poate să aibă și aici avem puiet larvar. Avem puiet larvar. Foarte multă mâncare. Bun, deci această ramă nu poate să rămână după diafragma aceasta, după grila ursul, nu are cum să rămână aici. Să o țin minte. Dacă a venit matca până aici, înseamnă că e ceva de lucru pentru a-l organiza. Ce să mai a venit? A depus o nebunie totală. O colonie care a venit cu mâncare. Vreau, nu vreau, trebuie să iau la mână ramele. A venit până aici cu puietul
Nu mă așteptam la asta. Mă gândeam că măcar se limitează la 10 rame acolo, dar având foarte multă miere, a venit și s-a extins tot cu miere. Poate găsesc o ramă blocată, așa cum este aceasta. Aceasta este o ramă blocată cu nectar. Iată. Aici e greșeala mea deocamdată. Așa. Am venit la timp, să zic așa, să eliberez cuibul. Această ramă cu mâncare o trec ca cum ar fi un cat. Deci va funcționa ca un cat acolo. Să vedem următoarea. N-am vrut să umblu în tot cuibul. Avem mătcuța aici. Deci eu văd mărcil înainte să ridic rama. După ce o întorc pe lateral, mătcă foarte faină pe mijlocul ramei. Este un beca. Acum urcă în sus. Foarte, foarte faină matca. Bun. Asta e ramă cu puiet. Iar acum trebuie să scot de aici. Borcanul ăsta îl iau frumos. Cum îl mișc? Nu-l mai întorc. Când îl iau de la stup, îl pun exact în poziția lui. Îl așez. Nu-l mișc deloc. Bun, trecem mai departe, că aici am de lucru. Am de lucru. Nu degeaba i-am dat eu cu aia mari. Am scăpat de coloniile mari în mare parte, dar ne-am lăsat sămânță, să zic așa. Aceste colonii sunt de sămânță. De sămânță aceste colonii, adică de aici voi extrage viitoarele regina. Să văd cum pot eu să-i lărgesc cuibul în așa fel încât să nu aibă de suferit. Aici avem puiet căpăcit. Acum mă interesează dacă mai are vreun blocaj undeva, de-aia vreau eu să arunc o privire prin el. Vreau să vin la ultimile 2-3 rame. O să verific așa treptat, tot a doua, a treia ramă. Bine, eu acum am timp, având un număr limitat, ăsta e bine. E bine. Aceste regine beca reușește să-și scoată mierea din cuib și să o îndrepte spre laterale foarte, foarte bine. Iată. Foarte mulți trântori. Puiet larvar. Eclozează albina. Bun. Ăsta se va umple repede stupul. Deja, după cum îl văd, eu cred că o să încep creșterea de regină. N-am făcut-o niciodată așa timpuriu. Mereu așteptam 15 mai să fie temperaturi ideale. Dar această colonie, vedeți, în mare parte ar fi în frigurile roitului. Și acum mă gândesc că și vecina lui e mai mare ca asta. Vecina lui, aceste colonii, e mai mare.
mai mare și matca nu se oprește. Deci tot crește, tot crește în continuu, nu are nicio treabă. Da, foarte mult. Puiet, mâncare cât cuprinde. O colonie superbă. Acum urmează gestionarea. A gestiona cuibul acestei colonii. Aici avem ouă și larve și nectar. Bun. Această dată foarte mari coloniile. Deci puiet, puiet. Asta nu cred că ar mai fi puiet. Nu, e bine, e bine că pot împinge, iată ce de nectar. Cine cea că nu bagă becau nectar, ia uite ce aici. Fain. Ramă ce va trece în partea din spate, va trece în cat. Așa. Aici era o ramă cu puiet, mai puțin. Mai puțin puiet și foarte multă mâncare, trebuie să eclozeze puietul. Dau partea asta. Deci toate ramele acestea sunt cu puie. Mai am o ramă cu puie, o să o dau lângă cuib. Deci are întins cuibul. Să zic așa, pe 10 rame. Da. Aducem acest ramă pe care e larvar. Punem aici. Așa. Iar acum voi veni cu foița. În foița aici. Așa, să vedeți că rama cum era, nu o bag în cuib. Aici trebuie o ramă mai goală. În extinderea cuibului trebuie o ramă mai goală și nu dispun de ea, mă duc să o aduc. Am adus rama să continui cu așezarea acestui superb cuib. Un cuib superb. O ramă mai goală după acea ramă pusă la crescut.
Acum, ramele cu miere vor funcționa ca un cat. Aceste rame și le voi introduce după grila ursul. Selectând astfel de rame, asemenea regine, precum e și aceasta, reușești să duci în stupină regine foarte, foarte bune. Bun, cam asta e tot. Pentru a nu lungi filmul, o să acopăr eu, o să-i pun siropul, diafragmele, plus că și cocoșul mereu l-apucă cântatul. Până data viitoare, numai bine!